binevenit, să o bucurăm sufletul, căci astăzi este ziua internațională a femeilor. Și cineva, prin intermediul nostru, m-a făcut o surpriză. Dar cine și cum o să fac în curând? În primul rând vreau să mă ajutați să mă mână acest buchet de trandafiri. Aici aveți un nou membru al familiei, un ursulic așa mic, da? Să aveți grijă de el. Așa este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Și în ultimul rând și o tortă dulce și gustoasă ca să mă ducească sufletul pe dumneavoastră, cu inscripție, cu opație. Așa. Și totuși vreau să vă întreb, vă dați seama de unde vine surpriza? Da, nu. Vă dau voi să ghiciți. Păi, nu știu. Totuși? Ok. Totuși nu ghicesc. Da, să vă spun, să vă citesc un mesaj și din cuvintele spuse, cu siguranță să înțelegi de unde vine surpriza, da? Așa. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătate și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Fie ca primăvara iubirii să-ți inunde sufletul cu bucurie și cu parfumul tuturor florile sale. Îți doresc un 8 martie cât mai frumos. Iisus te iubește. Așa? Ai înțeles, da? Așa, ok. Uite că și tu poți să-i transmiți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Eu vreau să spun în primul rând că nu m-am așteptat la așa ceva și vreau să-i mulțumesc mult și vreau să-i transmit de asemenea că Iisus îl iubește. Așa să fie. Ok.